Bună seara, stimați telespectatori! Din nou împreună la Neconvențional, o emisiune al cărei invitat astăzi este primarul Andrei Volosevici. Bună seara, domnule primar, bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Să știți că am păstrat această emisiune în ideea în care este cea de-a 500-a ediție pe care o fac, a 500-a emisiune, și am ales să am parte de un invitat pe măsura acestei emisiuni. Andrei Volosevici, născut la 26 martie 1976 în Ploiești, așadar un alt ales tinerel după Iulica Bădescu și după Adi Dobre, la 46 de ani. Nu, ca să fiu cinstit pe la 32 conduceam primul liceu. Da. De profesie avocat, ocupă funcția de primar a municipiului Ploiești începând cu anul 2020, după ce a mai ocupat-o între 2008 și 2012. Este de profesie avocat, este membru al baroului Prahova, de 21 de ani, și este căsătorit cu Dana Volosevici, de asemenea avocat. A mai fost prezent la emisiunea moderată de mine în a doua parte a mandatului domniei sale, mai precis în iunie 2010. Domnule Volosevici, începem mai relaxat această emisiune și aduc la cunoștința telespectatorilor o temă de referință din profilul dumneavoastră de Facebook, și anume ploieșteni cu care ne mândrim. Citesc de fiecare dată și în fiecare zi ce postați dumneavoastră acolo sub sigla Exercițiu de Admirație, și am văzut că ați promovat și tineri sportivi prahoveni cu antrenorii lor. Am văzut-o pe Livia Botică, pe Titi Tudor, am văzut pe Amancio Paraschiv, luptătorul ploieștean al galilor de super combat. Totuși, cum bine se vede, a dispărut tradiția Ploieștiului în ceea ce ne mândream noi cu campioane naționale de volei, de basket, de handball. La un moment dat eram aproape de cupele europene, chiar am acces la cupele europene, și apoi s-a întrerupt totul. Sala sporturilor se umplea, erau mii de spectatori veniți în fiecare săptămână să urmărească întrecerea atractivă. Acum sala sporturilor este închisă sau este deschisă numai pentru antrenamentele copiilor. Cum vedeți, despre fotbal nu zic nimic deocamdată. Puteți să spuneți, asta spunem este și logica. Spunem în partea a doua emisiunii. Deocamdată am făcut acest preambol. Luminați-ne puțin. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Vă pot spune ce se întâmplă, pentru că mi-închipui că vorbim de viitor. Ce s-a întâmplat este o chestiune pe care sunt convins că dumneavoastră și telespectatorii ați analizat-o de foarte multe ori. Da, nu știu care a fost logica. Nu știu de ce deodată cele două componente, care din punctul meu de vedere sunt foarte importante, și anume atât sportul de masă cât și sportul de performanță, au început să dispară. Nu știu de ce... zone care puteau să ajute, să susțină baze sportive sau, nu știu, mă gândeam la pista de la sala sporturilor, care era creată nu neapărat pentru competiție, ci cât pentru acel sport de masă la care țin foarte mult, n-au mai fost întreținute ușor, dar sigur a început să dispară interesul. Cert este că de acum înainte va trebui să facem ceva, pentru că evident această flacără, această dorință de a face sport, de a avea performanță, de a fi pe firmament la cel mai înalt nivel, este, a rămas în sufletul fiecărui ploieștean. Sunt întrebat de foarte multe ori și la nivelul discuțiilor pe Facebook, dar și în privat, care sunt ideile despre sport. Vă rog să mă credeți că îmi place foarte mult, pentru că mi-am dat seama că discuțiile nu sunt legate de ceea ce înseamnă piesa de rezistență a sportului ploieștean și prahovean, și anume echipa Petrolul. Da? Dar sunt legate și de bun, și ce facem cu patinajul, și ce facem cu atletismul, că aveam tradiție, ce facem cu handbalul masculin și feminin. Sunt lucruri pe care trebuie să le dezvoltăm și le vom dezvolta printr-o susținere financiară corectă și clară la nivel de buget a primăriei. Ați văzut foarte multe dezbateri care țin de CSM, dezbateri care țin atât de ce s-a întâmplat pe acolo sau nu prea s-a întâmplat pe acolo, dezbateri legate de obligația de a investi sau a reinvesti sau a merge și a susține, să nu mai ajungem în acest nivel, și o să vă explic imediat, bazele sportive și, nu în ultimul rând, actul sportiv. Am început mandatul așa în forță și, ca paranteză, bun, pe lângă discuția pe care probabil o cunoașteți ca ploieștean legată de ce s-a întâmplat cu rampa ecologică, a doua problemă a fost legată de, urât spus, halul în care arată sala Doroftei. Problemele legate de lipsa de investiții de ani de zile acolo, faptul care a determinat și o deteriorare foarte mare,
Și am ajuns și am început să descoperim ce se întâmplă acolo prin niște imagini absolut hilare, absolut de neînțeles, de neacceptat. Niște fetițe de la gimnastică care își puneau covorul pe care se antrenau și care mai întâi dădeau cu mopul pentru că pica apa de sus. E o chestiune total inacceptabilă. Așa că trebuie să o luăm pas cu pas, să vorbim ne hotărâm. Vorbim de niște campioane, să știți. Vorbim de campioane și vorbim... Pe lângă... Deci v-am spus, poate eu sunt un pic atipic, dar eu vorbesc de o susținere a sportului de masă, sigur, pe care îl respect foarte mult, pentru că prin prisma faptului că mi-a plăcut să fac sport, că am jucat și un basket, că am jucat și un handbal, că joc și fotbal și că am jucat și fotbal, mă interesează foarte mult și această latură a sportului de masă. În momentul în care discutăm de profesionism, de oameni care în orice domeniu își desfășoară activitatea, discutăm de cu totul și totul alte lucruri care sunt în mod sigur interesante și vor fi susținute de primărie. Nu există dubiu, au fost diverse discuții prin Consiliul Local. Fondul este același, toată lumea înțelege că sportul înseamnă sănătate, toată lumea își dorește să susțină lucrul ăsta, dar atenție, cu niște investiții corecte, corect făcute, susținute și întreținute. Adică se poate? N-am nici cel mai mic dubiu că da. Și o să vă rog să vă aduceți aminte că în 2012, este exact ce spuneați dumneavoastră, aveam și echipă masculină în prima ligă de handbal, aveam și echipă feminină și nu în ultimul rând Petrolul. Și basket. Dar, și basketul. Susțineam absolut orice fel de lucru. Și da, trăiesc și eu cu acea memorie imprimată pe retină de sala sporturilor. Plină. Plină și înainte și plină și după pe diverse activități sportive care ne delectau. Campionate, veneau aici, era, Ploieștiul era văzut altfel. Prima oară și logica pentru care am încercat, s-a reușit parțial, din punctul meu de vedere, cam asta era ce se putea face. În mod sigur, dumneavoastră știți mult mai bine decât mine, campionatele naționale de gimnastică, okay, pe care le ținea Ploieștiul. La un moment dat, lucrul ăsta nu s-a mai putut, pentru că sala sporturilor nu mai era pretabilă pentru așa ceva. Regulamentul Federației Române de Gimnastică era acela de a avea și o sală de antrenament lângă. Corect. Pe care noi nu-l aveam. Și am pierdut situația asta. Am încercat să o aducem, în mod sigur, lucrul ăsta s-a putut în momentul în care în 2010 am reușit să preluăm sala sporturilor. Și acum vă spun un lucru. Am preluat sala sporturilor în patrimoniul primăriei într-un moment absolut rușinos în care, dacă nu mă înșel, la meciul de basket România-Luxemburg ploua în sală. Da. Da. Ceea ce era absolut o rușine. Bun, are relevanță să discutăm despre ce se discuta atunci, și anume despre faptul că primăria ar fi de vină, nu, pentru că nu aveam patrimoniu la momentul respectiv, dar ulterior, prin procedurile specifice, am reușit să o preluăm în patrimoniu, să o introducem pe lista de investiții de la CNI, să începem lucrurile pentru refacerea sălii sporturilor. De aici încolo sunt foarte multe detalii tehnice, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, nu arată rău, mai trebuie niște lucruri pe care trebuie, sau mai trebuie niște lucruri îmbunătățite, însă, bun, ai o sală de sport destul de modernă, intenția noastră este să mai facem și o sală polivalentă, care evident ajută în sensul ăsta și cu ce o umpli. Unde? Adică, ce să... Poate să fie undeva în spatele, există terenul ale primării, undeva în spatele parcului făcut de, cred că pot să spun, la vest, în zona respectivă de acolo, unde se poate face și un centru de atletism indoor și outdoor pe structură foarte ușoară, deci nu foarte greu de pus în practică și nici cu niște costuri deosebite. Am avut această discuție și o am în continuare și de-a lungul timpului, chiar dacă la un moment dat am dispărut din administrația locală, nu la nivel de interes, ci pur și simplu la nivel de a avea efectiv o funcție, am avut discuții cu foarte mulți pasionați de partea de atletism. Și atunci, obligatoriu, trebuie să mergi către zona respectivă, pentru că exista tradiție în acest sens. Bun, o altă discuție deschisă în momentul ăsta, și există invitații în acest sens, este să ne lămurim odată pentru totdeauna ce facem cu patinoar. Pentru că știți că la un moment dat a fost concesionat, eu am lăsat un anumit, eram în litigiu, trebuie să ne lămurim odată pentru totdeauna ce facem cu el. Și cred că trebuie să ne lămurim pentru că, nu știu, când eram mic, mă duceau ai mei la patinoar. Și chiar dacă ei degerau pe lângă, noi ne distram. Era o chestiune care mergea către sportul de masă. Ulterior, țin minte că se făcea lucrarea specifică, și anume curățarea suprafeței, și intrau
legitimații de la patinaj viteză sau legitimații de la hockey. Deci aveam tot felul de activități de genul ăsta care nu trebuie să dispară sub nicio formulă și nicio direcție. Cam asta este logica noastră. Sunt sportivi care au patinoarul, cum ar veni la Ploiești, să duc să antrenează de la CSM, chiar, să antrenează în Germania. Știu discuția asta. Acum, bun. Pe de o parte, este normal și este foarte frumos că se păstrează tradiția. Când nu ai altă opțiune logică, ce poți să faci decât să mergi să te antrenezi în alte părți și avem și campioni, dacă nu mă înșel în sensul ăsta. Dar dacă tot avem bazele sportive aici, dacă tot de-a lungul timpului le-am tot... Patinoarul este al primăriei, dar este concesionat. Până când? Ar trebui să se cam termine. Opinia mea la momentul respectiv la care am intrat în litigiu a fost că, mă rog, concesiunea nu era făcută, nu neapărat corect, ci că anumite lucruri stabilite prin contractul de concesiune nu erau îndeplinite. Motiv pentru care, opinia mea la momentul respectiv, pentru asta am deschis litigiu, era să intrăm în posesia acestei baze sportive mai devreme. Acum, ce s-a întâmplat după, nu știu. Și când ar trebui să se întâmple treaba asta? Din punctul meu de vedere, într-un an de zile, doi maxim, dacă nu, pentru că, așa cum am spus-o clar și nu neapărat legat de sport, în orice fel de domeniu, sunt adeptul dialogului care rezolvă de multe ori probleme mult mai bine. Până și când este dat, ca să zic așa? Dacă nu mă înșel, undeva până în 2022, ceva de genul ăsta. Nu mai sunt la curent cu toate hărțile și real n-am avut cum să le iau pe toate la mână. Avem o structură sportivă de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului, CSM Ploiești, structura care parcă a amorțit. Păi, aici, real, cred că orice ploieștean care ar fi într-o anumită postură, hai să spunem cea de primar, gândi, bun, a amorțit pentru că ce? Exact. A amorțit pentru că nu mai există valoare acolo și mă refer valoare, sau mă rog, la nivel de management. Pentru că vreau să mă fac foarte bine înțeles. Pentru că nimeni nu mai încurajează acest sport sau acest club, pentru că nimeni nu are grijă să-l dezvolte, pentru că nimeni nu, sau pentru că există foarte multe intrigi și oameni nepregătiți. Vă reamintesc că undeva în noiembrie a fost o ședință a Consiliului Local de vreo 7 ore în care unul din subiecte legate de sau unul din punctele pe ordinea de zi, a fost CSM-ul, cu foarte, foarte multe discuții. În primul rând am propus o analiză pe tema asta și sunt aproape gata să o termin. Sunt lucruri pe care trebuie să le reglăm acolo prin modul în care gândesc sau legate de modul în care există gândirea. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu păstoresc propria gospodărie, că anumite surse de finanțare nu sunt nelimitate. Că dacă ai o anumită sursă de finanțare mai mică sau mai mare, raportată la bugetul aprobat și real posibil buget pe ceea ce înseamnă Ploiești cu problemele pe care le are în momentul ăsta, trebuie să chivernisească foarte bine banii și să-i ducă cât se poate de mult în zona de sport, de susținere sportivă. Gândiți că este supradimensionată structura? Dacă vă referiți la nivel de TESA, da. De TESA, sigur. Dacă vă referiți la nivel de antrenori și de sport, nu. Nu. Și oricând am încurajat să fie în plus. Pentru că acolo unde există mai mulți sportivi, antrenori mai mulți sau de mai bună calitate, evident că mult mai ușor obții, mult mai ușor obții rezultate foarte bune. Dar ați apreciat vreodată că această structură CSM Ploiești este vaca perfectă de mulți? Trebuie să recunosc că m-am gândit și la lucrul ăsta, însă prefer să vorbesc după ce am analiza totală și o să vorbesc în mod public, evident, printr-o conferință de presă și nu e suficient să vorbești. Vor fi și niște măsuri în acest sens. În momentul de față, Clubul Sportiv Municipal este un club necondus. Sau condus greșit. N-are relevanță dacă strict pe structura respectivă ai un director sau nu. Evident că toate prerogativele și pe fiecare secție în parte și dacă doriți pe fiecare domeniu legat de ceea ce înseamnă un club sportiv, există oameni care teoretic ar trebui să-și facă treaba foarte bine. Mă îndoiesc că șeful de acolo, cum a mai fost, ar trebui să-i spună contabilei cum să-și facă treaba bine. Sau directorii sportivi, sau celor de la mentenanță, sau ce doriți dumneavoastră. Deci eu nu cred că acolo e problema. Problema este de dorință și de lipsă de control. Pentru că fac un paralelism. Stau pe stradă, nu știu, acum e perioada la dezăpezire toată ziua, pentru că dacă nu se întâmplă. Pentru că dacă nu ești acolo și nu monitorizezi, lucrurile nu merg în regulă.
aceeași este, din punctul meu de vedere, din nefericire, și logica în CSM. Ori e cineva acolo care tot timpul pisează, controlează, verifică, impune și ia măsuri, uh-huh, ori dacă nu ajungem în situația asta care... N-am să vă gândiți că... Și ascultam o emisiune noastră legată și de acest subiect. Noi avem probleme cu finanțare. Pentru că, pe de o parte, ni se cer niște bani. În momentul ăsta, parte din ei sunt îndrituiți a fi ceruți și, dacă vreți, sunt un pic legați de activitatea sportivă, dar în același timp avem o lipsă de reacție juridică pe anumite contracte la nivelul 1 miliard, 2 miliarde, 3 miliarde, o lipsă de reacție juridică pe care este de neînțeles, pentru că și asta ar fi o sursă. Și nu pot fi trași la răspundere pe tema asta? Evident că vor fi trași la răspundere, dar... Eu sunt un om pragmatic și o să vă spun. Ce mă interesează este să găsesc formula să dezvolt sportul să funcționeze. Nu să spun, nu avem atletism sau nu avem investiții foarte mari și nu susținem financiar echipele de handbal pentru că devine-i Vasile. Mm-hmm. Evident că Vasile, Gheorghe, Ion, că de asta mă explică, vor răspunde pentru niște lucruri. Problema mea este, asta este o bucată. A doua este în ce măsură pot să finanțez și să merg să dezvolt lucrurile astea, că sunteți, dacă sunteți părinte și merge și... N-am, domne, n-am bani să vă dau de deplasări sau... Da, să știți că devine Gheorghiță. Așa și... Cu ce mă ajută la dezvoltarea actului sportiv? Cu ce mă ajută să mă duc în călzire? Absolut nimic. Deci sunt două direcții pe care se merge. Sigur, responsabilii vor fi trași la răspundere. În mod sigur va fi o eficientizare a modului în care se cheltuie banul public și unde direcția în care merge, dar mă interesează să fac rapid, pentru că acest... Orice fel de activitate sportivă trebuie dezvoltat. Domnule primar, de când mă știu eu și cunosc această structură a Clubului Sportiv Municipal, la conducere au fost oameni numiți politic. Găsiți că este logică treaba asta, câtă vreme aici la noi în Prahova avem, nu campioni, avem campioni mondiali, oameni care sunt capabili să conducă, care și-au dovedit iscusința în așa ceva. Eu nu trebuie să vă mai dau exemplu, pentru că dumneavoastră îi cunoașteți. De ce ar trebui neapărat să fie un om numit pe criterii politice ca director la CSM? Din punctul meu de vedere, nu este obligatoriu. Unu. Doi. Există campioni care pot fi foarte buni sportivi și campioni pe diverse domenii care nu neapărat au veleitate în a susține managementul sau a face management. Eu nu cred că acolo e problema. Eu cred că problema este tot la structura a doua, pentru că eu sper din tot sufletul, în momentul ăsta n-am vreodată în acest sens să vă spun, de cel care s-a dus acolo, politic, nepolitic, în concurs, detașat, nedetașat, da? A împiedicat finanțarea corectă a echipelor de handbal. Nu, dar a redirecționat banii strâmb. Aici este o altă situație și asta o poate face oricine. O altă discuție este legată de faptul, să știți că am trăit în zona asta și apar diverse orgolii. Păi bun, vine ăla de la handbal care să ne conducă pe noi la fotbal sau la patinat sau la atletism. Nu sunt susținătorul decât a unor oameni competenți care să aibă toată imaginea, care să împartă și să cheltuiască corect banul public. Iar finalul este foarte simplu. Cu toții vom vedea că avem echipă în Liga Națională la handbal, feminin și masculin, că ne putem mândri cu atletismul, că putem avea grupe de fotbal, da, care să facă performanță sau să devină o pepinieră. Cam asta este efectul pe care trebuie să-l vedem. Deci nu urmăresc neapărat, sau este opinia mea, pentru că într-un final este vorba de ce decide Parlamentul Ploieștean și anume Consiliul Local și la nivel de finanțare și restul. Nu mă dau după cireș. Sigur că o bună bucată din decizie este luată prin ceea ce pune pe hârtie într-un mod justificat primarul, deci executivul, sau tot executivul prin primar. Dar cam așa stau lucrurile. Nu sunt convins, sunt 1000% convins că lucrurile la nivel de sport vor merge din ce în ce mai bine. În maxim 4 luni de zile, pentru că va trebui să avem o reacție foarte clară. O reacție vis-a-vis de cei care nu și-au făcut treaba în regulă, o reacție care va merge și către zona juridică, chiar și penală, dar în același timp există și am spus această perioadă pentru că
trebuie aranjate și bugetele. Și știți foarte clar că bugetul primăriei este ultimul votat, este ultimul votat după bugetul național și bugetul Consiliului Județean. Atenție, ca paranteză, într-o discuție, așa cum e normal să le avem și să le am cu partenerul, ca să spun așa, de administrarea județului și a Ploieștiului, în speță cu domnul Iulian Dumitrescu, există un mare interes și la nivelul județului de a se investi în zona de sport. Pentru că nu prea s-a făcut până acum, indiferent de ce am spune. Și atunci, orice fel de sumă care este cheltuită corect și bine chivernisită și dusă în direcția corespunzătoare, eu cred că e foarte, foarte bunăvenită. Și este pentru prima oară când am această deschidere. Recunosc că mi-a făcut plăcere să aud lucrul ăsta. Sincer vă spun că în momentul când vă aud vorbind, am așa un sentimentul de levitație, așa. Adică să mai trăiesc, să mai văd echipe de-astea. Păi ne vom convinge amândoi de lucrul ăsta. Da? Eu zic că ne vom convinge amândoi și atunci la proxima emisiune îmi veți spune, mă, dragă Volo, ai dat de gură frumos, nici măcar nu mai erai în campanie și nu s-a întâmplat nimic, sau, într-adevăr, lucrurile se mișcă și mergem în direcția aia. În general, nu sunt, și cred că am făcut proba, dacă vorbesc despre niște lucruri, chiar îmi doresc să le fac cât se poate de bine și cât se poate de repede. Un om care nu face sport, probabil că înțelege mai puțin să are un interes mai mic vis-a-vis de ceea ce înseamnă cele două domenii, sportul de masă, sportul de performanță. Eu nu cred că am făcut. Fac sport, îmi place să mă mișc la nivel de performanță, da? Dar asta nu înseamnă că nu înțeleg fenomenul și că nu-l susțin total. Probabil că oamenii aceștia ar trebui să se gândească la un moment dat că, într-adevăr, poate că ei nu sunt pro-sport, dar probabil că și dumneavoastră să le explicați că din întregul acesta care înseamnă bugetul local, o feliuță acolo cât este și a sportului. Nu există problema cuiva din Consiliul Local și eu nu vreau să duc lucrurile acolo. Să fie foarte clar, chiar dacă au fost interpelări de la colegi din Consiliul Local, nu dăm nume de partide, nu facem lucrul ăsta. Ele nu au fost făcute cu rea credință în sensul că hai să vedem cum distrugem ceva, ci ele au fost făcute cu dorința tuturor ca puținul, multul, da? Să fie cheltuit corect și să meargă într-o proporție de 80-85% pentru ceea ce trebuie să meargă, și anume sport. Și când spui acest 80-85% sport, spui în primul rând susținerea activității sportive efective și în al doilea rând niște baze sportive în care să nu-ți fie frică, îți pică tavanul în cap. Dumneavoastră vorbiți acum pe mandatul dumneavoastră, că înainte n-a fost așa, sincer. Adică așa cum, așa, probabil că ați studiat și dumneavoastră erați aici, vedeți. Da. E posibil să propui ceva de calitate, ceva bun care să meargă și să ai, pentru că ai forță în Consiliul Local, să poți să respingi acest lucru. Înțeleg unde duceți discuția. Nu vreau să o duc. De fiecare dată am spus, eu nu vorbesc în trecut. Am putea să ținem ore întregi de emisiuni, de discuții, de dezbateri pe ce a fost în trecut. În momentul în care am fost ales de către ploieșteni, am fost ales ca să rezolv niște probleme pe orice fel de palier. Nu să mă jelesc, nu să mă smior, că nu voi face niciodată. Da, eu vorbesc de trecut. Vorbesc de niște lucruri pe care trebuie să le facem asumat. Când se pot face? Uneori ne place să spunem că se întâmplă lucrul ăsta, nu se întâmplă, poate se întâmplă mai puțin bine și atunci trebuie să-l îmbunătățim. Asta vom face. Ce a fost în trecut, a fost în trecut. Dacă vorbim despre CSM, trebuie să aducem în discuție și celelalte active, respectiv sala sporturilor, hipodromul, bazinul Vega. Bazinul Vega cu mari probleme. Mari probleme. Bun, bazinul Vega, acum cinstit, depinde care a fost optica. Pentru că din punctul meu de vedere este evident că trebuie să mergem către o zonă de bazin nou, din nou o discuție. Acum, eu sunt convins, toată lumea care se uită la noi, bun, vine și o să ne spună că face și salul de atletism, că face... Ca ne promis, da. Bun. Bazinul este una din priorități și este o chestiune, o investiție comună în Consiliul Județean. Aici unde ar trebui să fie? Undeva spre zona hipodrom, undeva în spate hipodrom, unde este... Aia este teren acolo și se poate face. De altfel este și început, depus pe CNI, da. Așa a rămas. Bună intenția, bine că s-a depus, hai să încercăm noi, cei care am revenit, sau care am venit, să o și mișcăm. Că asta e, până la urmă, asta este logica. Fiecare administrație. Unii depun proiectele, au o anumită logică pe ele, alții încearcă să le pună în practică, să le facă, alții taie, nu e niciun fel de problemă, chiar niciuna. Important este că... Important este ca la un moment dat să se termine cu lucrul ăsta și să avem un hipodrom. Pentru că optica mea este următoarea.
Există, nu știu, diverse instituții sau diverse clădiri care țin de instituții, de activitățile instituțiilor. Paralelă, spitale. Putem să facem noi ce vrem. Nu o să reușim, spre exemplu, la spitale cu tehnologie, circuite și restul 60-70 să le facem ce modele să intrăm în carantină asta? Niciodată. Atunci, la logica care e? Te duci și construiești un nou. Este foarte bun, este plin de amintiri bazinul Vega. Dar tot acolo ajungem. Tot ne trebuie alt gen de construcție cu alte facilități de așa manieră încât pe lângă a pregăti sportiv, a ține și competiții. Și acela ce să fac, ce se întâmple cu el? Să se țină competiții, să se facă, adică, activitate practic, sportivă, de... să se facă exact una din activitățile care țin de CSM, da? Pe care putem să o dezvoltăm. Asta este logica. Adică logica este, bun, faci ce faci. Că dacă vreau un om X sau Y care mai are vreo cunoștință pe la CSM, că da, vă, domnule, știm lucrurile astea, să noate el așa că e, poate să noate și la o piscină privată. Sau la un moment dat poate să folosească separat și acea bază sportivă care într-un final este făcută și din taxele și impozitele lui. Dar prioritatea este să facem sport. Și să facem sport de performanță. Iar pentru asta vă gândiți la varianta... Păi nu există alta. De lângă hipodrom. Varianta lângă hipodrom este ca locație. Dar ca este... locație. Și vă spun de ce. Pentru că dacă vrei într-adevăr să ții competiții, să fii la un moment dat gazda unor competiții, putem crea tradiție în sensul ăsta, păi hai să o facem bine. Că iar ne întoarcem la bazele sportive, hipodromul. Știm cu toții care e problema acolo. Știm cu toții că avem o problemă că, din câte am înțeles și eu, cei care, sau mă rog, atracția sportivă este legată de galop. Da? Înțeleg că, mă rog, caii de galop sunt în general o rasă de asta englezească, care sunt niște cai foarte mari. Ce au reale probleme în a intra în boxele de acolo. Deci, hai să lucrăm un pic și cu creier pe tema asta, să facem niște lucruri și niște baze sportive care să ne folosească. Repet, și că le folosim pentru a ne delecta, deci pentru sport, dar și pentru performanță. O scurtă pauză de publicitate, stimați telespectatori, revenim în câteva momente.